Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În aprilie, fecioarele vor fi chinuite de crize de autoînvinovățire. Dacă cineva se uită în direcția ta sau în direcția greșită, o tragedie. Profitul așteptat va fi slab deși ai muncit atât de mult. Resentimente, blues și altceva, dar poate că este timpul să contactezi un psiholog dacă ai astfel de simptome. Este bine să te întâlnești cu vechi prieteni, care vor apărea într-un moment dificil și îți vor putea picta viața cu culori strălucitoare. Dragoste. Relațiile romantice nou începute riscă să se încheie rapid din cauza unor circumstanțe neprevăzute. Poate că nu ți-ai cunoscut bine noul iubit, vor apărea unele capcane. Nu fii fascinată de un partener imediat, studiază-l, atinge-l. Pot exista drame în relațiile de familie. Există riscul de a ajunge într-o situație neplăcută asociată cu cea de-a treia roată. Fii pregătită să fii supusă cerințelor sau condițiilor. Mai presus de toate, aprilie este o lună foarte fierbinte pentru fecioare. Cei care au o relație de multă timp pot să decide să facă schimbări drastice, cum ar fi despărțirea sau căsătoria. Multe cupluri vor auzi vestea mult așteptată că vor deveni în curând părinți. Unele evenimente noi vor excita foarte mult ritmul obișnuit al vieții tale. Sănătatea. Stilul de viață al fecioarei îți va minti de cât de puțin te odihnești. Va trebui să iei o vacanță din cauza nevoii de a te vindeca sau de a te odihni. Sunt posibile defecțiuni ale sistemului endocrin și cardiovascular. Pentru a nu aduce situația într-un punct critic, consultă un medic la primul semnal. Amintește-ți că trebuie să respecti regimul de muncă și odihnă. Nu te împovăra cu o activitate fizică intensă. În aprilie, orice intervenție a medicilor va avea succes. Dacă ai planificat o operație majoră, poți fi sigură că va merge bine și fără consecințe neplăcute. Este posibilă manifestarea unei alergii. Stelele îți recomandă să folosești protecția UV. Banii. În carieră, fecioarele trebuie să dea dovadă de originalitate. Dacă vrei să obții rezultate grozave sau promovare, trebuie să fii creativă. Călătorile pe distanțe lungi din străinătate nu sunt excluse, deși poate fi neașteptat și înspăimântător pentru tine. Aceasta este o șansă bună de a câștiga bani mari și de a reuși în carieră în viitor. Începătorilor le este greu să găsească un limbaj comun cu noi cunoștințe. Problema financiară nu va rămâne fără atenție. Îți controlezi întotdeauna cheltuielile, ceea ce este foarte bine, dar tot va apărea o situație care nu a fost inclusă în planurile tale. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!